Să ne aducem aminte în ce sens evoluează omenirea. Sensul acestei evoluții este faptul că omul prelucrează, purifică și fortifică prin forța eului său celelalte trei învelișuri ale sale: corpul fizic, corpul eteric, corpul astral. Eul lucrează mai întâi la purificarea corpului astral pentru a-l ridica pe o treaptă superioară. Când întregul corp astral va fi purificat și fortificat prin forța proprie a eului, el va deveni sine spirituală sau manas. Când forța eului va fi metamorfozat, corpul eteric sau corpul vieții, acesta va fi spirit al vieții sau buddhi. Când la rândul său corpul fizic va fi total stăpânit de către eu, el va fi atma sau om spirit. Omul va fi atins atunci țelul care îi stă acum în față. Dar acestea nu se pot împlini decât într-un foarte îndepărtat viitor. În afară de aceasta, transformarea corpului astral, a corpului eteric și a corpului fizic în sine spirituală, spirit al vieții și om spirit, trebuie să fie înfăptuită de către eu în deplină conștiință. Majoritatea oamenilor sunt astăzi încă foarte departe de acest lucru. În fond, abia azi începe omul să lucreze deplin conștient la dezvoltarea manasului său din corpul astral. În această fază se află acum omul. Inconștient însă, datorită ajutorului entităților mai înalte, omul a prelucrat deja în cursul evoluției Pământului cele trei mădulare inferioare ale sale. Epoca noastră este chemată să introducă sinea spirituală sau manasul în ceea ce a dobândit anterior în mod inconștient. Prin toate forțele care vin astăzi din corpul fizic, din cel eteric și din cel astral, din sufletul senzației, sufletul rațiunii și sufletul conștiinței, omul trebuie să formeze manasul și să facă să resară, chiar dacă firav, primul germene al spiritului vieții sau buddhi. Epoca noastră post-atlanteană are astfel de împlinit o sarcină de o importanță imensă, aceea de a dezvolta conștient tripla natură superioară a omului: manas, buddhi, atma, deși acest din urmă cel este rezervat unui viitor îndepărtat. Încă de astăzi, omul trebuie să dezvolte în sine aceste forțe, să dezvolte omul superior din omul inferior. Să ne întrebăm acum: ce s-a petrecut cu omul prin faptul că el nu și-a dezvoltat încă aceste mădulare superioare și cum va fi în viitor? Prin ce se va deosebi omul viitorului de omul de astăzi? Când în viitor omul superior va fi pe deplin dezvoltat, corpul astral va fi atins o astfel de treaptă de purificare încât va fi devenit în același timp manas sau sine spirituală. Corpul eteric va fi astfel purificat, încât el va fi totodată spirit al vieții sau buddhi, iar corpul fizic va fi în așa măsură transformat, încât va deveni om spirit sau atma, tot atât de real precum corpul fizic. Pentru a birui corpul cel mai de jos, trebuie forța cea mai înaltă. De aceea, metamorfoza corpului fizic va fi cea mai mare victorie a omului. Când el va împlini toate acestea, acest om fizic va fi omul spirit sau atma. Astăzi, toate acestea sunt doar latente în om. Într-o zi, ele vor trăi deplin în om. Când ne întoarcem privirile către Hristos și la impulsurile pe care le primim de la El, facem să se nască în noi forțele de a împlini această transformare.
care vor fi pentru om consecințele faptului că astăzi el încă nu a realizat această transformare? Știința spiritului o spune foarte simplu. Deoarece corpul astral nu este încă purificat, nu s-a transformat în sine spirituală, prin aceasta este posibil egoismul. Prin faptul că eul nu a fortificat încă corpul eteric, sunt posibile minciuna și eroarea, iar prin faptul că forțele eului n-au fortificat încă corpul fizic, sunt posibile boala și moartea. Într-o sine spirituală de plin evoluată, nu va mai exista egoism, nici minciuna și erori în spiritul vieții fortificat și nici boală și moarte în omul spirit împlinit. Când omul primește în sine impulsurile lui Hristos, el învață să înțeleagă ce forță să lăsluiește în Hristos, primește în sine forțele care îl fac să devină stăpân chiar asupra corpului său fizic.